Uba, uba, hop. Pac, poc, pum, când apare el. Imprevizibil, mereu la fel. Hopa, hop, are tactică, da. Saltul său e marca sa. Marsupilami, huba huba hop. Fălcile peștelui din Liki Supi. Amintește de zilele mele sălbatice de studentă la Oxford. Lasă-mă să-ți cânt și eu ceva. De când știi să cânti la un instrument, mătușa Diane? Mătușa ta nu are o singură coardă la ukulele, Hector? Mătușa Floare să o țină de capătul ăsta. E totul în ordine? Marsu, nu! Oh, Bibi, Bibi! Bibi! Oh, Bibi! Oh, priviți! Ce-a fost asta? Pește ca... Ce? Pește uriaș și spirit totemic al marelui rău, numit Pește Ca. Nu trebuie să contrazicem niciodată spiritul. Nu vreau să vă jignesc, domnule Topanga Dakota, dar poate că a fost doar un pește mare. Sau poate chiar rezultatul unei manipulări genetice îngrozitoare. Pește Ca. Pește sau spirit totemic, nu-l putem lăsa să terorizeze toate viețuitoarele din fluviul Liki Supi și să ne distrugă ecosistemul fără să luăm nicio măsură, să ne întoarcem în tabără. Vom avea nevoie de radio. Creatura gigantică călătorește în amonte pe Liki Supi. Repet, creatura gigantică călătorește în amonte pe Liki Supi. Trimiteți cât mai repede un ecologist, vă rog. Să vă fie foarte clar, nu puneți piciorul înapoi aici până când nu mi-aduceți suficient sushi pentru rezerva mea, înțelegeți? Am făcut calculele. Mi-ați pierdut 2 tone și jumătate de pește crud de primă clasă și nu mă interesează cât durează, vreau totul înapoi! Sigur, șefa, poți coda pe mine!
Houston! Crezi că șefa a înțeles gluma mea? Poți coda pe mine, adică poți conta pe mine! Troy, nu-mi vine să cred. Cred că sunt 3 tone de sushi numai în acel pește. Avem nevoie de peștele ăla. Mai întâi avem nevoie de o barcă mai mare. Marsu, nu fugi atât de repede, te rog! Marsu, așteaptă-mă! Peștele tău e prea mare pentru a-și lua zborul. Hei, Marsu, așteaptă-mă! Salutare, Hector! Tot mai alergi peste tot? Domnule Farica, mulțumesc că ați venit atât de repede. Puterea verde nu poate ignora un fenomen ca ăsta, mai ales acolo unde Felicia Devort e activă în apropiere. Sunt singurul pe care l-a informat. Bună, Hector! Avem o mare problemă cu un pește, nu-i așa? Domnule John! Johnny Q. Winner, prezentatorul vedet al emisiunii Adventure Discovery, nu poate ignora vestea zoologică a secolului, nu-i așa? Da, dar unde-i echipa ta de filmare? Ca să fiu perfect sincer, Hector, echipa mea de filmare este chiar în fața ochilor tăi, întreaga echipă. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu emisiunea. După ultima noastră întâlnire, ți-am urmat sfatul. Adio documentare false, adio trucuri digitale și senzaționalism ieftin. Am început să filmez natura așa cum e ea, fără efecte speciale. Asta e fantastic. Ei? Da, dar din păcate cifrele de audiență pentru The Adventure Discovery Show au scăzut foarte mult, iar producătorii mi-au sugerat o vacanță prelungită. Vai. Dar lasă-mă să-ți spun ceva. Un reportaj în exclusivitate despre acest monstru fluvial mă va propulsa în top. Privește, Hector, am primit camera asta de filmat mică, dar performantă, de la noul meu sponsor numit... Dar marsupilami, unde s-a dus acel animal haios? Cred că este foarte foame. În plus, cred că vrea și să se răzbune. Secvența introductivă, alergătura prin junglă, începe periculoasa vânătoare. Rechinii nu trăiesc în apă dulce, așa că la început am crezut că e un aligator sau un crocodil, dar ei n-au aripioare. Adevărat, te pricep la zoologie, nu? Ai găsit peștele? Oh. Nu prea cred, dar nu-i nimic. Ar fi fost oribil să nu salvezi o astfel de creatură. Scenă plină de bucurie. Marsu încă nu a repus subiectul acestui reportaj. Slavă Domnului! Marsu, suntem noi! Hei, hei, suntem prieteni, îți amintești? Prieteni! Vânătorul! Braconierul! Ce miros dezgustător! Pot să-ți sugerez să încerci un deodorant, cum ar fi apa junglei. Deodorantul care... Stai, Marsu! De ce ne spionai? Voi vreți peștele mare, dar și eu îl vreau. Iar micuțul ăsta e un ogar tare bun. E clar că ați fi găsit primii peștele, nu? Stai, Marsu! Așadar, de ce ar trebui să te lăsăm să vii cu noi? Vânătoarea e un meșteșug. Urmărirea, exterminarea florei și a faunei, uciderea animalelor. Dacă nu te super că spun asta, are dreptate. E adevărat că el este mai priceput în această urmărire decât noi. Hector, nu lua asta personal, nici tu, Ben, dar alături de un copil, un ecologist, un jurnalist, oricât de genial ar fi el,
Când vine vorba de prinderea monstrului, ar fi bine să participe și un vânător. Ai grijă, înțelegi, Back Alive? Lucrăm împreună, dar nu înseamnă că suntem prieteni, ai înțeles? Da, da. Neg în mod oficial orice alianță cu tine. Nu veți mai fi atât de îngânfați când vă voi salva din dinții monstrului, veți vedea. Acolo, Marsu a văzut ceva. Scenă de acțiune, ne năpustim în spatele unui... Scena rușinii, aventurierul de weekend cade cu fața în noroi. Uba! Ce este asta? Uba! Pare a fi un dinte. Afirmativ, acest dinte provine de la un pește pirania. Dar este imposibil. În orice caz, pare periculos. Oricât de periculos ar fi, puterea verde trebuie să investigheze acest fenomen. Da, poate, dar este vorba despre un pirania uriaș. Ai văzut dintele ăla? Are o gură plină de astfel de dinți. Marsu, nu te gândești decât la mâncare. Nu am de ce să mă tem, mă va păzi marsupilami. Ei bine, acum ce mai aștepți? Tipul e țicnit. Stimate domn, aș vrea să știi că n-am mai intrat în apă din 1979 și nu am de gând să o fac acum. De ce nu recunoști că ești speriat? De mare ajutor mai ești. Fii atent și nu-l scăpa din ochi pe Marsu. El este singura ta protecție. Marsu, nu ar trebui să fie aici. Domnul Farica e acolo. Scena musonului. Îngrășământ marca Devort. Ce interesant. Scena subacvatică. El explorează adâncurile tulburi ale fluviului Lichisupi. Oh, nu, Marsu, trebuie să te întorci în apă. E un pirania uriaș acolo, iar domnul Farica este singur singurel. Vezi ce se întâmplă când te joci de vânătorul? Ei, ce-am spus? Priviți! E aparatul foto al domnului Farica. Ce adevăruri teribile vor dezvălui fotografiile finale ale dispărutului? Prea târziu, urașul pirania l-a atacat pe domnul Farica. Ce poveste! E fantastic! Un pirania uriaș! Fiecare aguazo din lume va dori să-l cumpere de la mine. Dacă nu pot să-l prind pe Mars. Și ce-ar fi să construim o capcană? Ce sugerezi? Hai să mergem în tabăra mea și îți voi arăta! Bine, din nou live! Motor! Vai, e dezgustător! E genial! A devenit un pirania uriaș cu niște bucăți de pește putrezit? Nici pomeneală! E apa în care mi-am înmuiat șosetele! Mulțumesc că ai strigat! Altfel v-aș fi căutat în continuare prin junglă! Hector, privește! Am reparat corzile acestui ukulele împreună cu Topanga Dakota! E grozav, mătușă Diane, dar vezi, noi încercăm acum să prindem un pirania uriaș. Așadar, care e planul tău? Cu această mică jucărie voi face crochete de pește din monstrul tău. Nu nici gând! Trebuie să-l capturăm fără să-l rănim. Asta e valabil și pentru tine, Marsu. E un exemplu zoologic unic, un fenomen natural. Avem nevoie de momeală. Peștele a încercat să mănânce femela, nu? Poate că și micuțul ăsta îi va fi pe plac. Marsu face parte din echipă. El nu e momeală. Uba, uba! Uba!
devine mumeală. Ce întorsătură dramatică superbă! Ajutor! Pune-mă jos! Pune-mă! Unde au dispărut iar acum? Marsu? Bun venit în pântecul monstrului! Domnule Farica, știam că te vom găsi! Știu la ce te gândești. E ironic că președintele organizației Puterea Verde își datorează supraviețuirea unor deșeuri toxice florice. Cel mai mare vânător din toate cele 6 emisfere și sunt înghițit de un pește! Îmi e rușine! Scenă sentimentală. Și așa, puternicul vânător cu sufletul negru ca zeama lui de șosete dovedește până la urmă că are inimă. Un interviu exclusiv cu Ben Farica, supraviețuitor al unei traume terifiante. Ia priviți aici, e acel îngrășământ marca Devort pe care asociația mea l-a interzis din cauza riscului său sporit de toxicitate. Ah, înțeleg, peștele a suferit o mutație când a ingerat accidental acele granule. Cu dovada asta, organizația mea o poate da în judecată pe Felicia Devort și o poate face să plătească. Da, mă rog, nu vreau să vă întrerup reuniunea marii prietenii, dar să știți că suntem în pântecul monstrului. Da, da, cred că știm asta. Vom muri în burta unui monstru! De data asta au cam exagerat. Pur și simplu au dispărut, nici măcar nu mi-au lăsat un bilețel. E mai ușor cu plantele decât cu oamenii. Măcar ele rămân pe loc. Trebuie să-i provocăm acestui pește un caz îngrozitor de indigestie. Houston, avem o mare problemă. Stai, peștișorile, stai! Mie mi-a fost venit să conduc planeta, nu să fiu mâncat de pirania. Nu a funcționat. Am o idee. Pot folosi rezervorul de oxigen? Marsu, scoate asta. E un mirac!
credeam că nu voi mai ajunge pe mal. Să nu mai faci asta niciodată, Hector. Poate că e interesant să explorezi fluviul în căutarea unui pește uriaș. Dar dacă te-ar fi înfulecat? Da, îți promit, mătușă Diane. Monstrul își dă ultima suflare și am terminat și filmările. Nu e vina lui că e atât de mare, nu e rău, el doar mănâncă, asta-i tot. Da, ne mănâncă pe noi. Ei bine, și noi nu mâncăm pește, vedeți, e exact același lucru. Dar dacă îl punem înapoi în apele fluviului, va mânca toți ceilalți pești. Ia priviți-i pe tipii ăia. Cred că am găsit soluția. Ce este oroarea asta? Acesta e cântecul lui preferat. E o glumă. E noul tău animal de companie și ar trebui să-l tratezi ca pe lumina ochilor tăi frumoși. Ne-am gândit că vrei să ai tu grijă de el, având în vedere că tu ești cea care l-a hrănit. Vezi tu, noi am filmat totul. Îngrășământul tău chimic pe care l-ai aruncat în râu a stimulat creșterea acestui pirania. Și dacă nu vrei ca probele incriminatorii să ajungă în mâinile justiției, îți sugerez să ai grijă de acest pește cu atenție deosebită. Acesta este șantaj, ar trebui să vă fie rușine. Oh, da, iar numele lui e Willy. Puterea verde a câștigat o nouă bătălie datorită vouă. Cred că putem spune că l-am salvat pe Willy. Vă mulțumesc din suflet, băieți. Cu plăcere, domnule Farica. Mult noroc. Hector, tu ești steaua mea norocoasă. Datorită ție, lui Willy și lui Marsu, următoarea ediție a Discovery Adventure Show va fi un mare succes. Grozav! Totul e bine când se termină cu bine. Am folosit firul tău de pescuit să repar corzile. Ei bine, Melc mic, ai întâlnit în sfârșit spiritul totemic al râului. Lui pește ca îi place muzica și dansul. Nu-i așa, mătușe Floare? Da, Topanga Dakota, iar ție îți place să ai ultimul cuvânt. O, bebe! Baba! Uba uba hop!